cum a fost furată vaca. S-a întâmplat odată că un melc, un fir de lână și un fir de iarbă au vorbit între ei și s-au înțeles să meargă împreună și să fure o vacă. Ce vroiau cei trei să facă cu ea? Nu știu, dar cert este că cei trei furară vaca, iar apoi au început să se certe al cuie meritul pentru reușită. Eu sunt cel care am omit vaca, zise firul de iarbă. Bine, dar eu sunt cel care am luat vaca și am târât-o după mine, îi întoarse vorba firul de lână. Ce mai tura vura, eu sunt cel care am gonit vaca de dinapoi, zise la rândul său melcul. Dacă nu eram eu, vaca nu venea. Dar i-a fost foame și m-a urmat, insistă firul de iarbă. Nu e adevărat, doar era la păscut, ripostă firul de lână. A venit fiindcă eu am legat-o. Nu aveți dreptate niciunul, doar mânata din spate merge undeva. Meritul este al meu, spuse melcul. Tocmai când se ciondăneau astfel, fiecare fiind foarte plin de sine și mândru de ceea ce făcuse, ajunseră la un pod. Acolo, vaca înghiți firul de iarbă dintr-o răsuflare fără să vrea. Vântul veni și suflă firul de lână drept în mijlocul râului, iar în ceea ce-l privește pe melc, vaca odată călcă cu copita din greșeală pe el, încât îl strivi pe loc. Cei trei, firul de iarbă, firul de lână și melcul, nu au ținut seama de puterile lor, crezându-se neasemuit de puternici și, drept urmare, au fost făcuți una cu pământul. Vaca, după ce păscu puțin aici, puțin pe acolo, traversă iar podul și se întoarse la cireadă.